Gata? Da. Ce-am făcut? Mamă, nu cred! Băi! A, nu mai nu cred! Aici. Bă, ce-ai făcut? Bă! Bă, ce-ai făcut, mă, frate, mă? Bă, ești nebun la cap, nu vine să cred. Ești prost? Cum ai ieșit, mă, de aici? Băi, cum ai deschis ușa tu? Nu vine să cred. Ai ieșit că capul ăsta, nu vine să cred. Cine zicea că e Matiz prost? Cine zicea că e Matizul prost? Bun. Astăzi discutăm despre benzină contra diesel. Livrări, uz zilnic, pro, contra, beneficii și dezavantaje. Și eu cum intru în mașină? Ce? Cum intru în mașină? Las asta. Haideți în Matiz, 0. Un motor simplu. Să vedem ce secrete ascund. Stai mă că nu pot să intru. Cum fac? Oh, așa. Bun. Păreri pro și contra Matiz. Nu neapărat Matiz în speță, ci benzină. Mulți fugim de benzină pentru că are consum mare, papa ulei și cam atât. Iar restul fugim de diesel. Doamne, turbină, EGRE, dragi laci. Bă, nu e chiar așa. Adică Trebuie să ne gândim un pic la pro și contra. Și dacă, de exemplu, tu faci o medie de 5 km pe zi, nu știu, 25 de km pe săptămână, nu se merită să-ți iei un diesel. Dieselul e pentru consum. Dacă, în schimb, faci peste, nu știu, 1000 de km pe lună, minim, nu văd rostul să-ți iei o benzină. Cam o benzinare. Benzină. Bine, benzină. Cam asta e chestia. Pentru că chestia cu turbo nu prea e atât de valabilă, pentru că și la benzină poate să fie motor turbo. Niciodată n-am înțeles asta. Dom'le, diesel are turbo. Păi da, și benzină are turbo. Deci... Oh my God! Wow! Vrem aspirată. Diesel aspirată. A few moments later. Și acum, prea urâtul, prea nefericitul, prea obositul, diesel. Turbo diesel. Măi... Eu sunt un fan benzină oricum. Prefer benzina în locul la diesel în anumite circunstanțe. În mașină de uz zilnic prefer diesel, pentru că fac foarte mulți kilometri. Dar ca și senzații, asta cu cuplu, cu domne, diesel are cuplu, are, e o tâmpenie, pentru că e o senzație falsă în scaun. Nu e cine știe ce. Păreri pro la diesel, consum mic, pentru că cum știm cu toții, dieselul are un raport de eficiență mult mai mare decât benzina, care nu arde toată. Bine, nici motorina nu arde toată. Tu ai avut și diesel și benzina. Da, dar motorina arde într-un raport mai mare decât benzina. Dacă nu ai fi luat mașina asta, bine, ai luat acum mașina asta, ăsta e primul tot diesel, ai devenit oarecum fan diesel, următoarea dar mașină. Dar nu orice diesel, stai un pic, nu orice diesel, pentru că și dieselurile sunt diferite. De exemplu, un motor de Honda diesel și unul de PSA. Bine, frate, dar nu sunt băgăm. Sunt diferite. Majoritatea nu o să vezi tu multe persoane care bagă un Honda pe livrări. Mă, am văzut Passaturi pe livrări, am văzut... Fac la catering. Golfuri, am văzut Golfuri. Poate de care au unul 9 TDI. Nu, Golf care e același în Costa, Golf 5. Și au unul 9 TDI-ul. Aleh-ul. Nu, Aleh-ul. Ah, ok. 2.0 TDI de 143 sau 144, ceva de genul, nu știu exact. Adică am văzut multe dieseluri, dar fiecare diesel e diferit, fiecare marcă face dieselul diferit. Eu vreau în felul următor, dacă tu ai avut și benzină și diesel, tu ce ai recomandat pentru livrări? Diesel. Diesel. De ce? Și dacă ai putea diesel aspirat chiar. De ce? Primul rând, motorul ăla efectiv nu are moarte, cum e SDI-ul. Dă-mi exemplu de motor aspirat ăsta, motor aspirat diesel, că eu nu știu niciunul. Păi uite, cum e de exemplu unul nou de la grupul VAC, SDI-ul. Care CD. E pe Polo, păi da, asta, pe Fabia, nu știu dacă... Nu sunt an mai nou? Nu, frate, de la ce 2002, an de fabricație? 2002. Ok, nu știam. SDI-urile, aspirate natural. Nu știu dacă a fost pus și pe Golf, dar știu că e pe Fabia.
pe Polo, cred că și pe Golf a fost 1.9 SDI, are undeva la 70 de cai, 80 de cai, nu știu, ceva de genul. Diferențe de consum mic între o benzinară, cum am eu, 10% benzină. SDI-ul îți mănâncă 6. 6%? 6, da. E adevărat că e ca un mini-tractor acolo, deci da, se întâmplă niște scandaluri, niște baierame acolo, dar, în primul rând, că motorul ăla n-are moarte, pentru că e foarte natural, e foarte flexibil, nu are turbină, nu e turbocharge, consum mic. Da, bă, dar tu ceea ce zici acum este că consumul e aproape de două ori mai mic decât mașina mea. Decât, da, eu am consumul de 6.5 pe asta. 6.5 tu în particular, da? Da. Dar tu spui că sunt consumuri și mai bune de 6.5, da, pe diesel? Da. Păi deja e, costurile se jumătățesc. Și stai un pic, 6.5 în oraș. 6.5 în oraș, păi costurile se... Că la drum întins, la drum întins scot sub 5. Păi costurile deja sunt duble la mine. Da. Păi deci... asta e chestia. La benzină bagi mai mult în combustibil, dar în schimb ești mai lejer din punct de vedere al pieselor. Nu se strică. Așa. La diesel bagi mai puțin în combustibil, dar îți pică. Am înțeles. De exemplu, uite, la tine o volantă e unde? 300 de lei? La mine volanta e cam să dublă cea mai ieftină, 1900 de lei. Am înțeles. Și multe, multe, multe diferențe. Deci de-aia ai spus tu la început. Nu fugiți de diesel, întâi verificați mașina, da, să vedeți ce cumpărați. Poți să dai și chestia asta cu diesel din afară e mai bun decât în România, să știi că nu e adevărată. Pentru că în România noi mergem pe premiza asta. Las că știu eu un tovarăș. De cât timp ai mașina și câți kilometri ai și ce bani o să bagi în ea sau ce bani ai băgat în ea? Mașina o am din noiembrie. Câți kilometri ai? Câți kilometri ai acum? 181.000. Cred că se vede. Așa, da. Bun. Tu de la cât ai luat-o? Am luat-o de la 160, 161. Mamă, deci chiar ai mers ceva cu ea. Și câți bani ai băgat în ea, dieselul ăsta? De cât revizia? Revizia. Deci tu ai revizia și premium. Tu ai și pe câștig. Da. Oarecum. Și stai un pic, că ți-am zis și acum ce o să bag în ea. Le bag pentru că vreau să am grijă de ea. Pentru că mașina asta în vară o să facă un drum de vreo 3000 de kilometri dus, 3000 de kilometri întors. Da. Mă duc până în Spania și înapoi. Deci, de-aia mă omor să o pun la punct. Dar în rest, se vede pe filmare, pe test, dar mașina merge impecabil, adică nu necesită nimic. Deci tu pentru dragii noștri, curieri, livratori, colegii noștri, tu le recomanzi un diesel? Da. Și eu o să zic că lumea, domne, poluezi în oraș. Mai are și mă cu poluatul tău în oraș. Du-te la centrală. Păi nu, dar așa e, frate. Du-te la centrală. Uite în față, avem o centrală, da? Nu știu dacă se vede. Nu știu unde e. Uite chiar acolo unde sunt blocurile alea în construcție. Nu știu dacă se vede. Da, în fine. Frate, aia poluează de 50.000 de ori mai mult decât poluează toate mașinile diesel din București. Nu sunt de acord, da, nu sunt de acord cu dieselul ăla în care tobă goală, domne, să ratatata. Du-te morții tăi. Nu. Filtru, catalizator, DPF-ul, totul trebuie să fie exact cum a făcut producătorul. Vrei să zic și părerea mea de începători? Pentru începători dieselul e foarte bun. Nu, zic părerea mea de începători. Legat de ce? Legat de diesel versus benzină. Băi, e mai poluant un pic dieselul, dar e nu mai poluant. Nu cu metre, să auzi părerea mea, că tu ți-ai spus părerea. Diesel versus benzină? Da. Da, păi n-ai condus diesel. N-am condus niciodată. Nu, dar, e diferit. Bine, nu pot să-mi dau cu părerea, dar din ce mi-ai spus tu și din ce reiese, din punct de vedere financiar, dacă nu ai bani îți iei o cojă de mașină benzină, pe termen scurt, dacă ai în vedere să faci doar cu mașina. Măi, știi care e chestia? Că mulți se bucură, uite cum ai găsit-o pe asta, da? M-am uitat pe net, găsesc modelele astea la 1300. Pe frate, la 20.000 de kilometri cât ai făcut tu, ai economisit o grămadă de bani. Da, uite, vreau să zic altceva. Mulți se uită, de exemplu, bă, vreau să-mi iau Peugeot 307 în 20 diesel, ok. Și noi uităm pe OLX, da, sau pe Autovit. Și găsești una la 2300 de euro. Așa. Și una la 1300 de euro. Eu îți garantez că 80% dintre români se duc la aia de 1300 de euro. Da, da. Dar nu se gândesc și logic. Băi, nene, stai un pic, de ce e diferența de 1000 de euro între ele două? Cum a făcut eu cu Matizul, puteam să-mi iau Matiz la 4000 de lei, care văzusem eu unul cu 60 de kilometri, 2008 full option, frumos. Și am luat-o pe asta la 2200. Și mai faci bani în ea? Am băgat 1800 asta, și tot la 4000 asta, de lei am ajuns. Mai faci ambreiajul? Aș mai fac și ambreiajul, deja ajung la 5.000 de lei, deci cu previzie. Asta e ideea. Mulți se bucură să iau o mașină mai ieftină. Păi da, mașina aia mai ieftină e problemă. Da. E problemă. Eu să fiu, dacă știu că mașina asta am băgat bani și mașina se prezintă impecabil pentru anii ei, totuși e 2003-2004. Are aproape 18 ani mașina asta. Vorbim serios. Spune-mi 3 mașini diesel și 3 mașini pe benzină ce le recomand curierilor. Persoanelor care fac mulți kilometri în oraș. Băi, ar fi așa. Logan 1.5. 1.5. Deci mașina aia este tank. Contează cumva, nu?
Sau la ce bani păi o iei? Nu, de primul model de Logan e 1.5. Ah, da. Okay, după okay. Am băgat benzinarele 1.0. Păi la Logan 2 nu mai există 1.5? Nu cred. Nu știu. Ba da, eu am impresia că mai există. Nu știu sigur. Ba da. Dar oricum, fiind și cu normele de poluare și cu toate porcăriile... De la Logan 3 nu mai există 1.5. Probabil. Deci 1.5 după primul model de Logan. Sau okay. Facelift-ul chiar. Logan 1.5. Orice înseamnă HDI, orice. Ce înseamnă? Peugeot, poate Citroen? Poate să fie Peugeot și Citroen, dar de preferat Peugeot, pentru că HDI-ul e mai mult făcut din partea Peugeot decât Citroen. Oricum, ei sunt ca niște frați, dar aș prefera Peugeot și ca design. Bun. Și ca interior. Așa. Mai ales 1.6 HDI de pe 207. Bun, zi un model de mașină, un model. Păi Peugeot 200, orice are motorizare asta, păi că e 207, zice. Că e 206, hai 307. Hai să punem 207 că e mai micuță. 207, deci e 1.5 DCI-ul de la Logan. Așa, 1. E 1.6 HDI-ul de la Peugeot 207. 2. Și al treilea diesel, eu acum zic din perspectiva la faptul că nu le-am văzut stricate pe marginea drumului. Așa. Nu le vezi. Bă, mai e un motor extraordinar de reușit, dar nu prea o să-l vezi la livrări. 2.2 diesel de la Honda. Ok. Deci e un motor extraordinar. Nu vreau să... toți o să zică, domne, n-ai zis despre Golf 2.0 TDI, domne. Sau 1.9 LH. Sau, da, 1.9 LH. Frate, nu cred că e nevoie să mai... Alea 400.000 de kilometri. Da, adică nu o să vezi tu un 1.9 TDI LH cu mai puțin de 300.000 pe bord. Nu există. Dacă facem un test... Intru pe OLX acum, da? Așa. Și scriu 2.0 TDI. Căutăm un Golf 5. Și vă garantez că nu o să găsim niciunul care are peste 300.000 de kilometri. Păi nu, că toate sunt catalogate la 198.000 de... 198 sau 220. Da. Toate. Toate. Te căutăm așa. Nu că are rost, frate, să căutăm. Bă, că toată, că toată lumea știe. Golf 5 TDI, da? Primul Golf 200.000 de kilometri, da? Deci e primul Golf care ne-a apărut, da? Golf 6. Alea sunt piese deja. Da, alea sunt, aici stăm la auto. Frate, ai că toată lumea știe că n-au kilometrii alea. Hai să vorbim despre benzinare acum, că dacă tot... Golf 6, da? Fiat, Golf 6 din 2012, 200.000. Și uite-te la ce preț. 5.000, da? Deci ăsta are două, luăm altul la nivel al ăsta, da? Așa, ăsta pare mai nou. Câți kilometri are? 244, 242, 208. Hai, frate, că n-au alea kilometri. Deci, asta e problema cu TDI-urile. Ele au fost bune la vremea lor, dar nu mai sunt bune. Da. Pentru că vorbesc de până în 2009-2010, tot ce înseamnă Golf 5, Passat B6. Pentru că au fost omorâte, mărșeluite, efectiv. Da, un Peugeot HDI s-ar putea să-l mai vezi cu 180-200.000 de ani. Dar un Golf 5 nu-l vezi real. Da. Și da, Honda de 2.2. 2.2-ul de pe Honda e un motor legendar. Zi modelul în sine, că nu știu. Honda Civic. Honda Civic. Honda Civic. Da. N-aș băga așa ceva pe livre niciodată, dar în fine, e părerea ta. Bă, să știi că nu e scump la piese. Am un prieten care face cu o Toyota Yaris. Am la fel, Honda, japoneză. Frate. Da? La fel. Și ăsta e un motor. Are ce, un, pe benzină? Nu, diesel, 1.4 diesel. Așa. Toyota Yaris. Așa. Mașina aia merge excepțional de bine. Păi depinde ce are, ce kilometri. 2008. Kilometri? 100... Nu mint, 80.000 sau 90.000. Păi vezi. În fine, hai să nu vorbim despre, că toată lumea știe că Golf 5 nu găsești tu cu 200.000 în România. Găsește străinătate. Nici așa, frate. Băi, aia autostrăzi. Motoarele pe benzină le găsești cu kilometri puțin, că nu le ia nimeni pentru drumuri lungi. Da. Dieselul e luat special pentru drum lung. E ca și când eu îți vând ție o sticlă cu apă, dar înăuntru nu e apă. Nu e prea pentru drum lung pentru cei care au autostrăzi. La noi e pentru... Uraș, exact. Noi n-avem autostrăzi și tot au mașinile 3-400. Imaginează-ți în Germania unde au autostrăzi. Da, așa. Bun, hai să vorbim acum despre benzinare. Ce recomanda unui curier? 3 mașini. Benzină. Da, benzină. Orice mașină, dar să fie aspirată. Orice, poate să fie Logan, poate să fie Matiz. Păi zi-mi tu, mașină cu turbo. Cu turbo? Nu. Golf 5. Da, nu aș cumpăra nici eu Golf 5 pe benzină. Bă, de ce că... Da, problema cu mănâncă ulei, dar da. E normal să mănânce ulei. Bine, hai să nu vorbim despre alte mașini. Zi-mi 3 mașini. Benzină. Benzină, care le-aș prefera eu. Da. Buget mic. Lupo. Lupo, Volkswagen Lupo. Da, Lupo e primul. 1.0, 1.2? 1.0. 1.0. 1.0, deci e top de listă. Volkswagen Lupo, Matiz. Așa.
chiar dacă mă zic, domne, mănâncă mult, da, bă, dar e ieftin de întreținut, e o mașină de tăvăleală, dacă dai într-o bordură, nu te doare nimic. Da, pe mine nu mă doare. Adică ești la modul, iau-te, bă, încă e roata acolo, știi? Da, da, da. Deci, Lupo, Matiz. 1, 2. A treia mașină. Stai să mă gândesc. Sunt multe, benzinarele în general sunt bune. Dacia Logan 1.4? La fel, Logan, gaz. Da. Gaz. Cam astea sunt mașinile. Cam, adică la benzină nu e chiar așa. Aspirate sunt ok toate. Bine, la benzinare orice, cam orice este bun dacă e bine întreținut. Da, majoritatea sunt bine întreținute pentru că, ți-am zis, nu e ca la diesel. Diesel e un motor foarte pretențios. E un motor care trebuie să-l pupi în cur, cum se zice la noi. Bine, majoritatea diesel din România sunt cumpărate din afară și de-aia nu au kilometri puțini. Păi uite-l pe ăsta. Ăsta e cumpărat din afară, din Italia și avea real. Dar mașina, vechea poveste cu bătrânica. Nu a fost mașina de bătrânică. A fost mașina unei... De Zansai! A fost mașina unei profesoare din Italia, care făcea naveta undeva la, nu știu, 10 km pe zi, 15. Așa? Și femeia a folosit mașina efectiv doar să meargă la universitate și înapoi. A avut mașina de nou. Da. Și în 2018 a vândut-o. Așa. Deci mașina a avut același proprietar cât 14 ani. Așa. Astea sunt cazuri rare. Frate, asta e făcută pe bucăți, vă rog eu. Ce e făcut pe bucăți, mă? Ăsta e plafonul original sau? Păi nu, am povestit despre plafon ce a pățit. Păi asta o să fie în alt episod, vă rog eu. Mai spune-le odată. Nu le zic, lasă, se uită la episodul ăla. Da, plafonul e albastru. Îi lăsăm așa în suspans. Plafonul ce e cu plafonul ăsta? Albastru piele cu un motiv, dar nu se zice acum. Da. Îi lăsăm să uită la toate episoadele. Bine, da. La celălalt episod o la să apare. Da. Și ce o să încercăm să facem? O să încercăm să facem un review și la o benzinară aspirată. Un Renault Symbol? Renault Symbol? Poate merge? Încercăm? Bă, zilele astea? Dacă tu vrei și dacă ți-e să face plăcere, da. Nu, dacă să facem exact o... Că Matizul e o mașină care gen nu se încadrează în nicio categorie. E sora aia neagră urâtă care o da, frate, omori. Da, e pielea... Nu mai spune că e greu. Matizul e ultima mașină de pe lista. Da, mă, asta e chestia cu mașina. Adică trebuie să-ți asumi, îmi cumpăr diesel... Dar știi că acum o să-ți iei mult hate. Dar nu-mi pasă. Sunt conștient. Nu-mi pasă, pentru că de ce să mint? Ești conștient. N-ai cum să minți când spui, domne, dieselul poluează. Nu, bostule, nu dieselul poluează. Du-te în păpești de orden, du-te în Ilfov, unde sunt gropile de cu noi, aia dau foc și tot mirosul, tot fumul, toate particulele vin în București. Alea nu poluează dieselul ăsta. Nu zic că n-au și partea lor de poluare, dar ei poluează sub 10% din poluarea mondială, e făcută de mașini. Da. Totuși, să ne gândim la vapoare, să ne gândim la avioane, să ne gândim la industriale, la fabrici. Da. Domnule, alea nu sunt un oraș. Sunteți proști că suntem gen pe aceeași planetă, respirăm același aer. Da. Ceva de încheiere, ce le recomand curierilor, ceva un sfat, orice? Bă, nu știu ce să le recomand. Să gândească cu capul, adică să nu-și ia o mașină scumpă, că domnule, eu sunt sărac, fac Matiz livrări. Nu, sunt mulți care le e rușine să facă livrări cu mașini de-astea. Da. Domnule, mă vede lumea. Da, nu-și lua, frate, un Golf 7 pentru livrări. Da. Ai înțeles? Dar nici nu-ți lua o mașină moartă cheală. Bă, frate, hai să zic o chestie. Mașina nu te reprezintă. Gândește-te dacă faci mai mult de 4 ore de condus, îți trebuie confort. Da. Sub 4 ore nu contează, nu te interesează. Dar dacă faci mai mult de 4 ore de condus, frate, eu zic că o climă, un scaun confortabil, îți salvează ziua. Eu nu le-am. Îți salvează, am făcut cu mașină la 43 de grade vara trecută fără climă. Au. Muream. Au. Bine, nu vreau să fac vară, o să fac scuterul. Gata. Cine l-a apăsat? Da. Ridică-l. Mamă, cum se simte ambreiajul la tine. Nu, mi-a apărut și acolo economy mode, că deja s-a consumat 10% din baterie și așa ți apare. Da. De încheiere dăm și noi o tură cu Peugeot să vedem cum se simte un diesel. Iar? Ah, da, lasă că avem. Avem test drive. Avem. Repede, spune ceva de încheiere. Sănătate. Numai bine, vă salutăm, curieri de top.